În județele Giurgiu, Călăraș, dar și în municipiul București, elevii au vacanță prelungită până luna viitoare. Traficul infernal, dar și gerul de afară au determinat autoritățile să ia decizia închiderii școlii pentru o săptămână întreagă. În județul Dâmbovița, cursurile vor fi suspendate și mâine, iar în județele Arge și Prahova, inspectoratele școlare au decis reluarea cursurilor și deschiderea școlilor nu există prognozate fenomene meteo extreme care să împiedice procesul de învățământ. Am solicitat colegilor din teritoriu situația privind școlile și grădinițele și nu sunt probleme. Cum pentru joi nu au fost prognozate fenomene meteo periculoase, noi nu vom propune prelungirea măsurii de suspendare a cursurilor. A declarat Nicolae Angelescu, șeful Inspectoratului Școlar Prahova, în Argeș principala problemă o reprezintă încălzirea școlilor, dar potrivit prefectului județului, situația a fost remediată și cursurile pot fi reluate. Comitetele pentru situații de urgență sunt convocate zilnic pentru a transmite starea drumurilor, intervențiile, dar și evoluția vremii și comitetele locale sunt în alertă.